un sac de mangal, ceva cox, o stivă de lemne, toate se uită cu jind la foalele care le vor ajuta să se transforme în jar. Cu cleștele în foc, la peste 100 de grade, răsucește Neagică, căci așa îi zice toată lumea, drugul de fier din vatra de lângă Nicovală. Din mâinile lui trebuie să iasă o potcoavă faină, că de-aia își aduc oamenii cai la el la potcovit cale de mai bine de 3 sate. Ciocanul își știe și el bine meseria, rar dă pe de-alături. Mai greu e iarna, când afară sunt minus 16 grade, iar în covăcie vreo 30, cu plus. Are noroc însă de muiere bună și harnică, de la ajută mai tot timpul. De clienți nu duce încă lipsă. Oamenii mai bat cale lungă să-și încalțe caii la potcovar. A venit la potcovit cu Marcela! O, Marcela, că vrei apă! Neagică se ocupă în primul rând de toaleta copitei. Curăță cu îndemânarea doctorului, până când poți să bei apă din ea. Ce aici? Asta nu mai e bună. Și acum unde trebuie să o tăiem? Că dacă nu o tai, se deformează piciorul calului. Meseria a deprins-o tot din familie. A învățat de la nașul său potcovitul de când avea vreo 14 ani. Unul care lucra ca neamțu, mai spune Neagică. La început, ca să scape de munca la CAP, cu timpul însă a ajuns să îndrăgească încălțatul cailor. Familia mea a fost o familie foarte săracă, care părinții mei aveau 7 copii. Între ăștia 7 copii a avut 4 băieți. Între aia 4 băieți a fost numai eu primul care a fost mai mare, dintre care taică-miu, când a început cu CAP-ul, măi, ce facem? Încotro e. Păi eu zic, eu, adică stau la CAP, eu mă vine, plec să mă angajez, să învăț o meserie undeva, ca să stau aici, nu am rostul. Și cum lucrul bine făcut trebuie neapărat udat, potcovarul se cinstește după fiecare lucrare cu un deget de horincă fiartă ce-i merge la suflet. Îți mulțumesc frumos, nu-ți dau prea mult că sunt în bine să arzi potcoavele. Să mai împotcovești calul când ai mai venit. Dragă, și îți dai seama că asta este esență, măi? Și ce vreau eu? Să vii mai des pe la mine. Depinde cum mă rupi potcoavele, cum le-ai bătut. Îți iau bani mai des. Decât să te apuci să cauți la Neagică în gospodărie ceva scule electrice, mai bine te lași pe gubaș. Potcovarul lucrează cu foale cu burduf de pe vremea lui moșu său, așa cum îi place să spună. Are și forjă bătrânească și tot ce-i trebuie ca să bată fierul cald. Ține foarte mult la tradiție și la lucrul bine făcut. Asta bardă care e în mâna mea, tot de mine e făcută, asta are 27-28 de ani de zile, tot de mâna mea făcută. Topoare, ciocane, le făceam, eu le făceam, orice. Secretul potcovarului iubește cai, chiar dacă mai primește câte o copită cadou de la vreun armăsar mai nărăvaș. Nu se supără. Am venit cu calul la potcovit. El potcovește de mulți ani, de când era mic, de 14 ani, și altcineva nu se pricepe, nici nu potcovește din prejur, vine de la Războieni, vine de la Stejar, de la Dealu. A lucrat și la fierărie, a făcut porți, care mai de care mai frumoase, cu ornamente cum le plac oamenilor pe la țară. A cioplit cozi de topor și câte și mai câte, dar ca potcovitul nu e niciuna, chiar dacă la covăcie nu câștigă prea mult. Cioplitorul acesta se poate face și coș la topor. Cu timpul înainte de democrație, făceam spice. Astăzi oamenii nu-și mai potcovesc caii ca pe vremuri. Unii preferă să-și încalțe armăsarii doar la copitele din față. O adevărată crimă pentru bietele animale. Cel mai mare regret al bătrânului este că nu are un urmaș căruia să-i predea ștafeta. Tinerii de azi, spune Covaciu, sunt tot mai atrași de mirajul orașului și al străinătățurilor. Nu le mai place să stea la vatră. Sunt foarte trist că n-am pe nimeni, n-am niciun tânăr, n-am niciun nepot, n-am pe nimeni ca să pot să-l învăț. Că eu mâine, poimine, o să intru jos, mă rog locul meu, dar n-am pe nimeni ca să las înlocuitor. Destoinicul potcovar mai are însă o speranță.
exemplul țărilor care revigorează creșterea cailor și odată cu ea, una dintre cele mai căutate meserii de odinioară. În fond, speranța moare ultima.